Iubiți frați și surori, în această dimineață, așa după cum ați auzit, în calendarele bisericilor penticostale din România, avem o temă. De altfel, de ceva vreme avem un ciclu de predici legate de acest mare proroc cu numele de Ilie. Biserica Ortodoxă ieri a dedicat o zi acestui om, acestui sfânt, care a trăit cu mulți, mulți ani înaintea noastră, cu sute de ani înaintea Domnului Iisus Hristos, un om de mare calibru, un om care l-a onorat pe Dumnezeu prin viața lui, prin trăirea lui, un om prin care Dumnezeu a făcut multe minuni, multe lucrări deosebite. El n-a lăsat în urma lui o carte pe care s-o fi scris, o carte pe care noi acum s-o citim. Însă, în Cartea Împăraților, despre care tradiția rabinică, adică oamenii ăștia care, mă rog, stau și propovăduiesc iudaismul, oamenii din sânul religiei evreiești, au constatat în vremuri străvechi că Ieremia, prorocul, ar fi fost cel care a scris această carte, 1 și 2 împărați. Și dacă vă uitați, atât în prima carte, cât și în cea de-a doua carte a împăraților, ne sunt spuse foarte multe lucruri despre acest proroc, mai mult chiar decât despre unii împărați. El e omul pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit, într-o perioadă în care idolatria a cuprins ființele evreilor. Evreii s-au îndepărtat de Dumnezeu, după cum știți, după despărțirea regatului de sud, de regatul de nord, sau mai bine zis cei din nord, cele 10 seminții, pe vremea lui împăratului Roboam, aceste 10 seminții sub comanda lui Ieroboam au ales să fie de sine stătătoare. Ei, încă de la început, ei și-au pus doi viței la Dan și la Betel, cărora au început să se închine. Și urmează o perioadă de idolatrie, o perioadă de mare confuzie spirituală. Erau oameni care doreau să-L slujească pe Dumnezeu, dar unii dintre ei făceau fel și fel de lucruri depărtându-se de Dumnezeu. În diferite perioade, vedeți, Dumnezeu intervine. În situațiile astea, Dumnezeu vorbește prin proroci. Și unul din acești proroci este prorocul Ilie. El intră pe scena națiunii evreiești ca un mare om pe care Dumnezeu îl folosește. Și când ne uităm în Scriptură, vedem câteva minuni mari înfăptuite de Dumnezeu prin acest om. Citim modul în care Dumnezeu îl hrănește pe acest om într-un, vedeți, mod clar, seară, în fiecare zi, corbul îi aducea de mâncare dimineața și seara. Vedem învierea acelei copil, nu? Acelei văduve, nu? Vedem la un moment dat înmulțirea aceea unde lemnului și făina din oală nu scade la porunca acestui om, Dumnezeu intervine. Apoi vedem acele minuni mari pe care El le înfăptuiește Dumnezeu prin acest om. Una din ele, duminica trecută, trebuia să se citească cum Dumnezeu Sfântul îl ajută pe acest om în confruntarea aceea deosebită cu prorocii lui Baal și Astarteii. Și acolo, la Carmel, Dumnezeu îl folosește pe Ilie. Și știți bine, cei care erau prorocii lui Baal și Astarteii sunt provocați
să se roage Dumnezeilor lor și Dumnezeu să pogoare foc din cer. Însă Dumnezeilor n-au nicio putere, nu răspund. Ba la un moment dat Ilie, așa cu sarcasm, ironic, dacă vreți, le spune, poate Dumnezeul vostru doarme, poate e în călătorie, chemați-o. Și strigau, își făceau tăieturi și nu se întâmplă nimic. Ca mai apoi, acest slujitor, acest om al lui Dumnezeu, face acea rugăciune deosebită după ce drege altarul. Nu face el ceva nou. El face ceea ce Dumnezeu de altfel a lăsat să facă copiii lui Israel. Chiar dacă el nu era acum la templu, dar inima lui era legată de templu, era legată de locul unde Dumnezeu Sfântul se prezenta în viața acestei națiuni evreiești. Ei, aici putem să vedem modul în care Dumnezeu răspunde la rugăciunea acestui om. Când citim rugăciunea pe care el o face și e consemnată în 1 Împărați, capitolul 18, de la versetul 36, după ce toarnă multe găleți cu apă, omul acesta se roagă lui Dumnezeu și spune așa: în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu, mărit să fie El. Ei, vedeți, aici ne este arătată, dacă vreți, și puterea rugăciunii. Cei care au întocmit aceste lecțiuni biblice au urmărit ceva. Dacă vă uitați în calendar, veți putea vedea că sunt lucruri legate de acest mare proroc, de acest mare om al lui Dumnezeu și se vrea ca biserica să înțeleagă, adică noi să înțelegem că aceste lucruri nu trebuie să rămână doar istorie, ci aceste lucruri ar trebui să le experimentăm noi, ca și credincioși. Pentru că de foarte multe ori oamenii spun, păi da, dar a fost Ilie, a fost un om deosebit, e adevărat, s-a citit. Și vreau să se mai pună din nou acel verset din Epistola lui Iacov, capitolul 5, și uitați-vă aici cât de clar ne spune cuvântul lui Dumnezeu în acest verset 17. Ilie era un om supus acelorlași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Prin aceasta Dumnezeu ne comunică că și noi putem experimenta astfel de lucruri. Și noi suntem oameni supuși diferitelor slăbiciuni, dar în viața asta, aici pe pământ, noi putem veni la Dumnezeu, putem veni înaintea Lui. Rugăciunea este la îndemâna fiecărui om, este la îndemâna bisericii. Și biserica poate să experimenteze puterea lui Dumnezeu. Aici se poate vedea puterea lui Dumnezeu în modul în care ascultă rugăciunea acestui om și jertfa aceea este mistuită. Ca mai apoi, episodul pe care fratele Claudiu l-a citit, cu ploaia aceea care vine după 3 ani și 6 luni și Ilie
vine înaintea lui Dumnezeu și se întâmplă această mare minune. Ei, toate astea pe noi ne fac să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să ne dăm seama că avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu puternic și că noi putem să venim înaintea Lui. De aceea, vedeți, prin lecțiunile acestea, se vrea ca biserica să învețe lucrurile acestea pe care Ilie le-a experimentat în viața lui. Una din lecții a fost aici despre Ilie, și anume portretul bisericii ce ca purtătoare a mesajului divin. Destul de mici sunt aici și nici eu nu le văd bine. Apoi era o lecție, nu, prin care ni se arăta că trebuie să fim acei oameni ca și Ilie, în care, prin care Dumnezeu să lucreze într-un mod deosebit și puterea lui Dumnezeu să fie recunoscută de oamenii din jurul nostru. De multe ori, vedeți, noi venim la biserică, ne obișnuim așa, cu cântarea, cu predică, dacă cântăm, cântăm, dacă e rugăciune, unii să rogă, alții, cine știe, poate se gândesc la nu știu câte lucruri, s-ar putea să petreci aici două ceasuri sau chiar trei ceasuri și să se întâmple, cum zice Traian Dorz într-o poezie de-a lui. Nu rătăcești cât timp ți-e gândul și inima la ce ai primit, când inima ți-e în altă parte, chiar stând aici, ești rătăcit. E o dramă, aș spune. Dar e o realitate care se poate întâmpla în viața noastră. Pentru că Dumnezeu, vedeți, nu e doar așa un Dumnezeu pe care noi trebuie să-L știm despre El anumite noțiuni, să fie ceva de domeniul teoretic, ci Dumnezeu vrea ca noi să ne apropiem de El, să credem în ceea ce El spune și să putem experimenta lucruri deosebite. Îmi place atât de mult cuvântul acesta din Ieremia, capitolul 33, versetul 2 și 3. Uitați-vă, vă rog, ce spune aici Dumnezeu. Așa vorbește Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzește și le înfăptuiește. El, al cărui nume este Domnul. Și acum auziți, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. No, cine poate să ne spună ce ne spune Domnul? El ne invită, uitați-vă, El zice, cheamă-mă. Adică rugăciunea este la dispoziția fiecărui om. Rugăciunea este la dispoziția bisericii. Ei, avem aici garanția, Dumnezeu spune și îți voi răspunde. Și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Dar câți oameni vor să experimenteze asta? Vedeți? Nu toți! Nu toți vor să vină înaintea lui Dumnezeu. Oamenii zilelor noastre consideră că se descurcă ei, că se descurcăreți, că știu ei să le facă și eventual, poate în situații limită, când nu mai știu ce să facă, ar vrea ca Dumnezeu să intervină. Însă vedeți dumneavoastră rugăciunea pe care o face aici Ilie. Nu e și prin rezultatul pe care îl primește și puterea asta rugăciunii manifestată aici într-un mod deosebit. Nu e așa că o pocnit Ilie din degete. Nu, nu, nu. Ilie a trăit o viață de dependență de Dumnezeu. Noi am vrea să vedem răspunsuri din partea lui Dumnezeu. Noi am vrea să vedem rezultate deosebite, da? Să facem ce vrem noi, să trăim cum vrem noi, dar așa, din când în când, când noi am avea nevoie de ceva, Dumnezeu să intervină pe moment și să rezolve problemele. Scumpii mei, uitați-vă, viața asta de dependență a lui Ilie de Dumnezeu e una care poate să ne inspire și pe noi și biserica să inspire să se apropie mai mult în vremurile acestea de Dumnezeu și chiar în ciuda faptului că vedem progresul tehnic, vedem că trăim într-o lume civilizată cu multe, multe lucruri care se fac, se întâmplă că oamenii își dau seama din când în când că aici nu se mai poate face nimic. Chiar dacă avem parte de medicină, nu, de dezvoltarea ei, atinge culmi inimaginabile, cu toate acestea se întâmplă de multe ori că nici cei mai buni medici, nimeni nu poate interveni și se întâmplă ca și în Egipt,
când fachirii ăia, vrăjitorii ăia, încercau să facă și ei ce a făcut Moise. Dar la un moment dat trebuiau să se dea bătuți și știți ce spuneau ei? Aici e degetul lui Dumnezeu. Până aici mergem, dar de aici încolo nu mai putem face nimic. Ce mare har e pentru noi să putem înțelege că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic și că putem veni înaintea Lui cu problemele, cu nevoile noastre, slăvit să fie Domnul. Lecțiunea biblică din ziua de astăzi este biserica, profetul care experimentează puterea lui Dumnezeu în rugăciune. Ama dacă aș vorbi doar despre Ilie și n-aș ține cont de lucrul acesta, am putea vorbi, mi-a plăcut să vorbesc de Ilie și de-a lungul anilor, nu știu dacă am vorbit despre un proroc mai mult ca despre Ilie. Mai ales la sărbătorile astea care sunt la ucraineni, pe 2 august, întotdeauna se citea textul ăsta și de, să zic eu așa, de vreo mulți ani, aproape 40 de ani de Ilie, tot știu că s-a citit și a trebuit să predic. Câteodată mă mai gândeam ce să predic despre Ilie, pentru că sunt atâtea și atâtea lucruri pe care le-am spus, dar Dumnezeu întotdeauna mai are ceva de nespus și exact cum scoatem apă, nu dintr-o fântână, ei, aceeași apă, aceeași compoziție, așa și cuvântul lui Dumnezeu, ne folosim de el și așa cum apa înviorează trupurile noastre, acest cuvânt al lui Dumnezeu înviorează sufletele noastre. Și mă rog ca bunul Dumnezeu să ne învioreze și astăzi și să ne facă să ne ațintim privirile spre el, marele stăpân, și să putem trăi cu el. Primul lucru pe care aș vrea să-l supun atenției noastre, e și în viața lui Ilie, dar trebuie să fie în viața fiecăruia dintre noi, în viața bisericii, dacă vrem să experimentăm această putere a rugăciunii. Primul lucru este să-L recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân și să ne arătăm dependența de El. Auziți? Să-L recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân și să ne arătăm dependența de El. Ăsta e un lucru mare. Într-o lume care îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Nu? Într-o lume care ne socotește pe Dumnezeu, eu și dumneata, biserică, să se poată încrede în Dumnezeu exact cum s-a încrezut Ilie. În ciuda faptului că poporul lui Israel, cele 10 seminții erau cufundate în idolatrie. Trăiau cum vroiau ei, Ahab, împăratul lor, s-a căsătorit cu Izabela și se întâmplau lucruri oribil. Oamenii nu mai țineau cont de ce spune Dumnezeu. De multe ori noi ne văităm și zicem în jurul nostru, azi numai ăștia cu curcubeu, numai ăia cu tot felul de lucru, nu. Pervertesc tot ce-i sfânt, ăia fac asta, tinerii trăiesc cum vor ei. Și-i drept. Nu putem pune lucrurile sub preș. E o realitate. Însă știi cât de important este ca tu să poți să-ți păstrezi curăția și în orice situație să-L recunoști pe Dumnezeu ca stăpân, să știi că El e pretutindeni, că El te vede în orice loc, că El știe despre tine și că tu și eu ne arătăm dependența față de El. Și când noi recunoaștem asta exact, uitați-vă ca și la Ilie. Repet ceea ce am citit din 1 Împărați, capitolul 19, când el îl recunoaște aici, în fața întregului popor și spune, Doamne Dumnezeul, lui Avraam, Isaac și Israel, versetul 36 din capitolul 18, un împărat, fă să se știe astăzi că tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Observați, el își recunoaște dependența față de Dumnezeu și cere lui Dumnezeu să-și arate putere. Vă dau un episod din Noul Testament, unde deja sunt implicați frații din Biserica Domnului Iisus. Petru, Ioan închiși, biserica se roagă, creștinii sunt persecutați și se întâmplă următorul lucru pe care noi îl vedem în Faptele Apostolilor, capitolul 4, aici vom putea vedea câteva versete. Într-o situație critică, când ei au văzut ce se întâmplă, cuvântul lui Dumnezeu în versetul 23, Fapte 4, ne spune, după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă
și bătrâni. Foarte important, nu? Putem învăța noi ceva de aici, ca biserică. Avem probleme, avem nevoie, unde ne ducem cu el? Unde se duc la unul, la altul, în stânga, în dreapta? E foarte important să poți să ai părtășie cu biserică. Să cauți, cum spune una din vechile cărți, Didahia, să cauți fețele sfinților, să cauți fețele fraților și să stai împreună cu ei. Să fii în părtășie. Mulți, zice, ce-i, cum e ăla, cum e ăla, caracterizează că biserica e așa. Dar tot un poet român dor spune, nu-i loc mai sfânt decât acela. Să fii cu Domnul și cu ai săi, în rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi. Oricum sunt ei, fă tot și du-te, oricât sunt ei, fă tot și stai, că unde-s ei, e un colț de rai. Dar mulți nu înțeleg asta, nu? Și își iau viața în propriile lor mâini și ei consideră, gata, rezolvăm noi probleme. Uitați-vă aici, acești oameni, trecuți printr-o încercare deosebită, ei se duc la ei lor. Chiar dacă ei erau doi oameni mari, ei se duc la membrii ei ai bisericii. Pot să fii cât de mare predicator, cât de mare cântăreț, că sunt câte unul din ăsta care o ia în drumul lui, se consideră, eu sunt proroc, eu sunt văzător, eu sunt cântăreț, eu sunt predicator. N-are el treabă cu biserică, umblă teleleu în stânga și în dreapta, că el e cineva. Uitați-vă la ăștia, învățați de aici. Cine a fost ca Petru și Ioan? Minuni mari care s-au făcut prin ei. Dar unde s-au dus cu problemă? S-au dus împreună să stea cu biserica, cu frații, spune, s-au dus la ei lor, tu la care te duci? Și observați aici ce spune mai departe, că în momentul în care biserica a aflat de situația asta, aici își arată dependența de Dumnezeu, observați? Ei îl recunosc pe Dumnezeu ca stăpân și știu că Dumnezeu poate să le rezolve situația. Și în versetul 24 citim, când au auzit ei aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este ele. Observați, noi trebuie să fim acei oameni care să înțelegem că dacă vrem să experimentăm puterea asta a rugăciunii în viețile noastre, să vedem rezultate, noi trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân, rețineți și să ne arătăm dependența față de El. Când scrie Apostolul Pavel Epistola către Filipeni, capitolul 4, versetul 6, el spune, și aduceți, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Nu că Dumnezeu nu știe problemele noastre, știe, dar El vrea să vadă că tu depinzi de El și în lucrurile mici, dar și în lucrurile mari. Câți n-au fost din ăștia care au zis, în lucrurile mici, las că rezolvăm noi problema. Țin minte, pe vremuri era un predicator și i-am citit undeva despre el că ar fi mers undeva într-o gară destul de mare, se pare Gara de Nord, și ajungând acolo, el avea două geamantane și tot se gândea el că avea de rezolvat ce va face cu ele, că n-are cum să le tragă după el și le-a pus acolo pe peron, le-a încredințat în mâna lui Dumnezeu și a zis, tu ești puternic, eu le încredințez în mâna ta, poartă-le tu de grijă. Și așa a fost și s-a dus și a rezolvat problemele, după care a venit, geamantanele erau acolo, n-o zice de acum, Doamne, las că îngrijesc eu de ele. Și nu s-a învârtit numai, nu știu, puțin și geamantanele au dispărut, înțelegeți? Sunt situații din astea când noi arătăm că suntem viteși, nu, venim înaintea lui Dumnezeu, dar sunt lucruri că astea noi știm să le rezolvăm. Ei, vedeți dumneavoastră, dependența de Dumnezeu trebuie să fie în tot timpul și noi trebuie să știm că El e Dumnezeul nostru și că fără El nu putem face niciun pas. Ucrainenii au o vorbă, bezbohanie do poroh, adică fără Dumnezeu nici până la prag. Ei, e foarte important acest aspect, dar nu toți oamenii îl înțeleg. Doamne, ajută-ne să ne arătăm dependența de Tine. Uitați-vă, Ilie este omul acesta. El îl recunoaște pe Dumnezeu ca stăpân, chiar dacă celorlalți nu le păsa. Dar în același timp, observați,
El depinde de Dumnezeu, el se roagă. Dacă e nevoie de învierea acelui copil, el se roagă lui Dumnezeu. Nu vine aici dintr-o dată și spune, acum să vă rău eu ce fac. Nu, nu, nu. Când le spune celor proroci, celor lui Baal, nu, să roage la Dumnezeul lor ca să fie mistuită jertfa, nu, ăștia se roagă în felul lor. Dar el nu vine acum să spună, haide să vă arăt eu ce pot. Nu? Da. Observați-l, el vine și se roagă. Uitați-vă aici în textul care a fost citit. Acum el putea să zică, dacă Dumnezeu a intervenit, a mistuit jertfa, nu, aha, be, uite acum a spus să vină ploaia. Și vine ploaia. Nu a făcut așa. Ci s-a dus, pa mult mai mult decât atât s-a smerit. Uitați-vă poziția lui aici, spune cuvântul Domnului, versetul 42, Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi. Auzi? Și de aici începe lupta aia în rugăciune. Vedeți ce înseamnă să depinzi de Dumnezeu? Dumnezeul nostru este bun, ne dă modalitatea asta, rugăciunea despre care spunea Sfântul Augustin, rugăciunea este cheia cerului, se înalță rugăciunea și se coboară îndurarea lui Dumnezeu. Doamne, fă ca biserica ta să înalțe rugăciuni și îndurările tale să coboare. Amin. Doi. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm din pasajul acesta despre Ilie și ce trebuie să facă biserica este să persevereze în rugăciune sau noi să perseverăm în rugăciune cu problemele noastre înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă perseverența asta? Vedeți, lupta asta în rugăciune nu-i simplă. Unii ar vrea așa, cât ai pocnit din degete, să li se rezolve problemele. Mai întâi de toate, fratele Claudiu a citit versetul acela din 1 Ioan 5, versetul 14 și 15. Și uitați-vă ce spune, îndrăzneala pe care o avem la el e că dacă cerem ceva după voia lui, el ce face? Ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i-am cerut. Dar pune din nou 14. Uitați-vă bine acolo. Cerem după voia lui. Nu totdeauna oamenii cer după voia lui. Mi-a plăcut la un moment dat, cum spunea eu, un gură de aur, un alt mare om al lui Dumnezeu din secolul 4. Nu cereți nimic lumesc, ci toate duhovnicești și, auziți, veți primi tot. Oamenii ar vrea numai, nu știu câte lucruri, mai întâi de toate, Iisus spunea, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Neprihănirea, împărăția și neprihănirea lui, auzi? E, dar oamenii astea nu le caută. Zice, bă, dar n-am primit răspuns. Păi stai un pic. Ai căutat împărăție. Dacă cauți neprihănire. Că Dumnezeu ascultă pe oamenii care trăiesc o viață dedicată lui Dumnezeu. Dar mulți ar vrea Dumnezeu să le răspundă la rugăciune. Zice, dar bă, nu mi-a răspuns Dumnezeu. Dar auziți acolo. Trebuie să cer după voia Lui și El e gata să ne asculte. E atât de important să fii preocupat de cele duhovnicești. Și Dumnezeu știe să poarte de grijă și în cele pământești. Uitați-vă când Ilie, nu? E omul ăsta lui Dumnezeu. I-a purtat Dumnezeu de grijă. Uitați-vă, i-a purtat și episodul ăsta, chiar dacă am amintit în introducere, îl citesc. Uitați-vă ce îi spune Dumnezeu lui în capitolul 17 de la versetul 2 în jos. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă părăul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din părău? Și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a așezat, auzi, lângă părăul Cherit care era în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din părău. Vă întreb, i-a purtat Dumnezeu de grijă? I-a purtat? Dumnezeu întotdeauna își ține promisiunile și Dumnezeu va purta de grijă întotdeauna celor care se încred în El. De aceea noi
ne bizuim pe El, îl lăudăm, îl glorificăm și credem că Dumnezeu Sfântul răspunde rugăciunilor noastre. Dar vedeți aici la Elie și biserica, ea trebuie să învețe acest lucru care este atât de important, să persevereze în rugăciune. Te uiți la Elie, nu? Și ia uitați-vă aici. Versetul 43, îl recitesc. Suie-te și uită-te spre mare. Un împărat 18, da? 43. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Nu este nimic. Noi ne rugăm și poate a zice, nu, păi nu-i nimic. Nu? Nimic, nimic. Și uitați-vă ce spune acolo. Ilie a zis de câte ori? De 7 ori, du-te iarăși. Asta știi ce înseamnă? Perseverență. Asta înseamnă perseverență. Asta înseamnă luptă. Acum, mâine, mă rog, știți, cineva spunea că ceasornicul lui Dumnezeu merge încet. Dar nu întârzie niciodată. Auziți? De multe ori noi oamenii gata, am vrea să rezolvăm problemele rapid. Dar observați aici, El se roagă, El stăruie, El știe că stă în fața unui Dumnezeu care răspunde rugăciunii și nu se dă bătut. Rugăciunea până la urmă e o luptă, să știți, e luptă mare care se dă, chiar și uite, te pui pe genunchi, ba te prinde somnul, ba îți vin gândurile, stai în biserică, nu? Te gândești la câte lucruri. Noi am vrea răspuns, dar eu mă uit așa câteodată, ne rugăm pentru o cauză, rapid, s-o termina, gata. E, dar observați aici, ca să experimentăm puterea rugăciunii, e nevoie de stăruință, e nevoie de luptă. Eu stau și mă gândesc de multe ori la Zaharia. Și țineți cont, nu era orice om. Păi dar te uiți la profilul acestui om, e unul impresionant. Mă uit la Zaharia, e omul ăla despre care putem spune că el într-adevăr a căutat împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, pentru că Duhul lui Dumnezeu, prin Luca, confirmă acest lucru, observat. Nu știu despre noi, despre câți din noi ar confirma Duhul Domnului și ar spune oamenii ăștia așa ca și Zaharia cu Elisabeta. Uitați-vă cine erau acești oameni. Luca, la capitolul 1, de la versetul 5. În zilele lui Erod, împăratul Iudei, era un preot numit Zaharie, din ceata lui Abia. Nevasta lui era una din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Și acum atenție, amândoi erau, cum? Neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Și păzeau fără pată toate poruncele și toate rânduielile Domnului. Auzi, citim următorul lucru. N-aveau copii. Pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Și mă gândesc cât s-o fi rugat Zaharia și-o fost preot. Și nu a fost oricine. Dar el a continuat să se roage și într-o zi, auzi, Dumnezeu intervine, Dumnezeu rezolvă lucrurile și intervine când știe El, nu când vrem noi. Că noi am vrea totul așa, să le primim dacă se poate dintr-o dată. Ei, observați aici, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în ceasul tămâierii, versetul 10, chiar 9 citim, de la 8, dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul, preoția a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger a stat al Domnului, s-a arătat lui Zaharia, a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Așa cum auziți. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. Oare s-o fi rugat și atunci la bătrânețe, tot pentru copil? Ce ziceți? S-o rugat? Uitați-vă, îi spune, rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta va naște un fiu. Nu, spuneți în câți ani s-o fi rugat ea? Câți ani? Ei, observați, dar omul ăsta luptă în rugăciune, stăruie. Și Dumnezeu dă răspuns. Suntem noi astfel de oameni? Și eu știu atâtea situații, oameni care au stat înaintea lui Dumnezeu ani și ani de zile. Am cunoscut oameni
femei care s-au rugat pentru soții lor și după zeci de ani Dumnezeu a lucrat, pentru copiilor și Dumnezeu a intervenit. Sunt părinți care s-au rugat, au plecat în veșnicie și după un timp Dumnezeu a intervenit și a lucrat la cauza lor. Doresc din adâncul inimii ca biserica să învețe de la Ilie perseverența în rugăciune. Zicem amin. Până la urmă, rugăciunea, spunea John Stott, este principala modalitate rânduită de Dumnezeu pentru a ne exprima cele mai adânci dorințe. Câte dorințe vor fi, câte probleme vor fi și în dimineața asta, mă rog ca bunul Dumnezeu să ne ajute, să putem veni înaintea Lui, să stăruim înaintea Lui și El să ia aminte la rugăciunile noastre. Amin. Al treilea lucru. Al treilea lucru pe care eu îl văd aici și ca Ilie să experimenteze puterea asta rugăciunii și noi să vedem puterea rugăciunii în viețile noastre este să credem că Dumnezeu va da răspuns la rugăciunile noastre. Am despărțit lucrul ăsta de stăruință și să credem, știți ce m-a determinat? Aici stăm pe scaun, am văzut lucrul ăsta, când observați, versetul 44 spune așa, iată că se ridică un mic nor, ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și coboară-te ca să nu te oprească ploaia. O crezut sau nu o crezut? Vedeți dumneavoastră cât de importantă credința, nu? Putea să stea Ilie, păi măi, dacă după 6-7 ore, dar numai nu o palmă. Știu ce-o fi, vedem așa câteva picături. Și să-i spui tu, în hamă caie, să nu te oprească torenții ăia, cine știe ce-o fi venit, o viitură, ce-o fi venit, nu? În hamă și du-te. A crezut? Deci noi de multe ori stăm aici, credem, eu știu, undeva în oraș, într-un oraș din România, într-o vreme când cereau autorizație pentru construirea bisericii și era o mare secetă. Lucru-i verificat, nu e o poveste. Și la un moment dat s-au dus la prim secretar și era, eu știu, și nume de frat, da, spun așa pe scurt. Și la un moment dat secretarul zice, ce oameni buni, voi umblați după astea, nu vedeți că-i secetă, dacă e așa Dumnezeu vostru, mere și rugați-vă lui. Și unul din ei a zis, da, dacă mergem și ne rugăm și vine ploaia, ne-ți dat autorizație, înțelegeți? Vă dați seama ce curaj, a adunat frață și spune că în ziua aia au plouat, de canalele n-au putut să ia apa asta, înțelegeți? Că Dumnezeu intervine, dar sunt situații când oamenii se roagă și undeva tot așa era secetă și în după masa aceea a anunțat pastorul de dimineață să vină să se roage. Și au venit surorile, frață și o soră cu umbrela în mână, vine. Și astea la alte se uite la ea, până ce ai luat umbrela? Dar zice, eu sunt pastorul că ne rugăm pentru ploaie, da, astea așa? Da. Păi și tu crezi? Dar de câte ori nu ne rugăm noi, nu? Și de bolnav și de aia, da, stăm și ne uităm mai acolo un nume și vedem. Dar credem? E, observați la Ilie, de aici trebuie să învățăm, ca să experimentăm puterea rugăciunii. Noi trebuie să credem, Ilie a crezut, înțelegeți? E atât de important, mi-au plăcut cuvintele lui Calvin, acest mare reformator din secolul XVI, spunea, nu există nimic mai potrivit să nu stârnească la rugăciune decât convingerea neștirbită că vom fi ascultați. E, dacă n-ai asta, rugăciunea poate fi o simplă formalitate. Să te rogi, hai, zici două, trei cuvinte și ți-ai văzut de treabă. Puneți, vă rog, Marcu, capitolul 11, versetele 23-24 și uitați-vă aici ce spune cuvântul Domnului. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Mai departe, de aceea vă spun, că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. E, vedeți, puterea asta rugăciunii pe care a experimentat-o Ilie poate să experimenteze și biserica. Tu și eu. Ei, da, observați ce spune, să poți să crezi. Doamne, ajută-ne! Și în ultimul rând, foarte pe scurt, al patrulea, e anume că și după ce am văzut
mâna Domnului și în toate astea, să acționăm, auziți, să acționăm sub mâna tare a lui Dumnezeu. Niciodată să nu ne urcăm pe culmi și să zicem, gata, ai văzut cine zi. Nu uitați-vă ultimul verset pe care l-a citit fratele Claudiu. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Indiferent ce ar fi, indiferent ce am vedea, niciodată să nu ne gândim că de acum încolo las că cine zi. Nu, nu, nu. Avem nevoie de mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu. Și mă rog Domnului ca mâna Lui cea tare să fie peste noi toți. Amin. Închei aici, haideți să ne ridicăm. Aș vrea să închem cu rugăciune, apoi voi face câteva anunțuri importante și vă rog să rămâneți. Aș vrea să înțelegem că dacă vrem să experimentăm puterea lui Dumnezeu, trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân și să venim înaintea Lui. Apoi, în al doilea rând, să perseverăm în rugăciune. Observați, cu problemele noastre înaintea lui Dumnezeu. Trei, să credem că Dumnezeu va da răspuns la rugăciunile noastre. Și în al patrulea rând și ultimul, să acționăm sub mâna puternică, mâna tare a lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne!